nici nu mai știu. A venit un pic mai aproape. Mai aude foarte bine. Bă, păi zoom, ce faceți, bă? N-aveți zoom la cameră. Hai, dar zicăm. Se pierd pixelul. Nu te uiți pe parcă tot ești. Gata? Nu aveți ai pus pe cuvânt. Fabulos. Orașul Craiova are o strategie verde care prevede că în fiecare cartier trebuie să existe câte un parc. Este motivul pentru care anual inaugurăm câte un parc nou, de regulă pe terenuri degradate, așa cum este cazul aici, unde vă aduceți aminte cei care sunteți craioveni, că exista un canal colector care mirosea foarte urât, a fost casetat, după care zona rămăsese în paragină. Am investit ceva bani, am dorit inițial ca aici să fie Dracula Parcul, după care am renunțat la această idee după ce am făcut câteva studii și am văzut că numărul mare de turiști care veneau către acest parc ne-ar fi creat probleme foarte mari de trafic. A fost motivul pentru care Dracula Parcul l-am mutat în afara orașului, la Hanul Doctorului. Și atunci ne-am gândit să facem ceva de poveste aici. Și iată că a ieșit ceva cam basme, pentru că tot acest parc este împărțit în trei zone. Zona piticilor sau zona copiilor, care are o terasă cu foarte multe dulciuri și sucuri naturale, cu un loc de joacă, cu multă butaforie. Apoi este zona părinților, care are și o scenă pe care vor evolua artiștii locali și, bineînțeles, instituțiile noastre de cultură. Și este cea de-a treia zonă, care are de asemenea o terasă pentru adolescenți și care are un loc de fitness, însă nu este încă finalizat skateparkul, la care încă se mai lucrează în spate, dar până la sfârșitul anului noi ne așteptăm să fie gata. Până la urmă, ceea ce ne-am dorit ca fiecare cetățean să se poate apropia la 15 minute de mers pe jos de un parc. Iată că ne-a reușit aici pentru zona Craiovița, pentru zona Brestei, pentru zona Cornițoiu, începând de la data de 1 iunie, când este inaugurat acest parc, toți locuitorii din aceste cartiere se vor putea bucura aici de această oază de verdeață. Într-adevăr, ne așteptăm în perioada următoare la un flux foarte mare de persoane, mai ales că de fiecare dată când inaugurăm un parc în Craiova, sunt mulți craioveni, chiar și din alte cartiere, care vin să-l vadă. Și problema noastră cea mai mare în acest parc sunt aleile destul de înguste, pentru că așa am luat avizul de mediu. Ca să putem să facem acest parculeț să fie zonă verde declarată, a trebuit ca 10% doar din el să putem să-l utilizăm pentru tot ceea ce înseamnă locul de joacă, alei, terase și așa mai departe. Dar eu sper că toți cetățenii Craiovei vor putea să se bucure în următoarea perioadă de acest parc, urmând ca să deschidem și altele. Deja lucrăm la proiectul pentru Valea Șarpelui, care este tot o zonă degradată, cu un teren pe care a fost o groapă de gunoi înainte și care ia foc de multe ori în timpul verii. Acolo este foarte clar că trebuie să transformăm zona în spațiu verde. Bineînțeles, urmează grădina Patria și nu vă ascund că avem un plan ca să regândim total grădina botanică, să o transformăm în ceea ce ar trebui ea să fie și anume obiect de studiu pentru studenți. Domnul președinte, de seara spun și eu și cel care mi-a felicitat primăria Craiova este un spațiu deosebit, l-am vizitat înainte, știm cu toții ce era aici acum mai multe luni și un parc lângă un cartier atât de mare cum este cel mai mare cartier Craiovița, este mai mult decât benefic. Am văzut și vedem deja principalii beneficiari, copiii care se joacă. Putem spune că atunci când un spațiu degradat este redat comunității, când proiectele de regenerare urbană sunt pe agenda unei municipalități, este un lucru de lăudat și vă urăm succes în continuare, ca în fiecare an să avem un construcție.
câte un parc sau câte o zonă în care să putem petrece timp liber. Mulțumesc! Nu am încă decât să mă bucur să fiesc fericit pe domnul primar, cu venea pe zi la casă, în Craiova, văd lucrurile. Și cred că un primar, dincolo de a se preocupa de a oferi servicii de calitate cetățenilor din urbe, trebuie să se preocupe și de, să zic așa, bucuria pe care poate să o ofere oamenii. Iar oamenii, dacă vin cu bucurie într-un parc, sau vin cu bucurie la un festival, sau vin cu bucurie în locurile pe care doamna primar le-a realizat, cred că este obiectivul acesta. Și acest parc este minunat. Nu pot să zic că diferă foarte mult, diferă pentru că fiecare parc l-a făcut specific. Dar toată Craiova este minunată, toate parcurile din Craiova sunt fiecare cu specificul său, dar extraordinar. Nu găsești în alt oraș din România o astfel de amenajare. Și asta înseamnă încă o dată preocuparea primarului pentru oameni. Și este foarte important să spunem de fiecare dată lucrul ăsta, din punctul meu de vedere. Până la urmă, primarul nu este altceva decât un om care muncește pentru om. Felicitări! Mulțumim! Dar cred că mulțumirile ar trebui să meargă și către echipa de creație, ca să spun așa. De fiecare dată Gabi Riza este alături de noi. Tot ceea ce vedeți parte de butaforie este creația lui Gabi Riza sau a echipei lui.